Bună ziua și bine ați venit la webinarul cu numărul 4 din campania Giving Tuesday și Asociația TechSoup. Până acum am aflat cum să creăm o campanie online de donații, cum o putem urmări, cum o putem promova. Iar acum, cum spuneam deja în webinarul trecut, o să încercăm să vă povestim cum puteți analiza chiar și din timp, chiar și după, ce impact a avut campania pe care ați realizat-o. Și poate și mai important, date despre de unde au venit acei donatori care au finalizat un proces de donație pe site, ce surse au funcționat mai bine, pe ce pagini au intrat acei donatori înainte să doneze. Iar pentru acest lucru, una din uneltele cele mai folosite și cele mai bune în cazul ăsta este Google Analytics. Este o unealtă care este gratuită, însă are extrem de multe opțiuni și extrem de multe lucruri care le puteți face și pe care le puteți urmări în Google Analytics. Iar pentru început poate părea chiar un pic complex și un pic dificil poate să înțelegeți toate lucrurile și toate informațiile pe care le poate oferi. Însă o să încercăm să vă prezentăm câteva zone, câteva rapoarte pe care le puteți urmări, care vă pot oferi niște informații foarte utile și foarte, foarte ușor. O zonă foarte bună cu care puteți începe este zona de campaign tracking. Campaniile sunt lucruri care le puteți transpune în Google Analytics. Sunt campaniile pe care voi le desfășurați, care le transpunem în datele din Google Analytics. În primul rând, de fapt, ar trebui să spun pentru cei care nu știu, Google Analytics ce face este că urmărește toată activitatea utilizatorilor de pe site-ul dumneavoastră. Pentru asta trebuie să instalați un mic snippet de cod pe site-ul dumneavoastră, pe care îl puteți face destul de ușor dacă aveți un WordPress. Sunt în numeroase plugin-uri care vă pot ajuta să instalați snippet-ul acela de cod foarte, foarte ușor. În momentul în care instalați acel snippet de cod, Google Analytics, prin acel mic cod, urmărește toată activitatea utilizatorilor pe acel site. Urmărește ce pagină vizitează, de unde a ajuns, dacă a venit de pe o sursă de care e ultima pagină înainte să intre pe site-ul organizației. Că înseamnă Facebook, că înseamnă că a venit dintr-un client de e-mail, că a venit direct, ceea ce înseamnă că a tastat el cu mânuța lui adresa site-ului în browser, sau că a venit dintr-o referință de pe un alt site, nu știu, de pe un site al unei știri ONG, să spunem, sau lucruri de genul ăsta. În Google Analytics puteți defini puteți transpune campaniile pe care le desfășurați, ca să puteți urmări pe o anumită campanie ce utilizatori au ajuns și pe site și ce au făcut ei acolo, ce pagini au vizitat, cam cât timp au trecut pe site-ul respectiv. Modul în care se face acest lucru este prin adăugarea la URL-ul pe care îl folosiți într-un anumit context a unor anumiți parametri. Dacă o să căutați pe Google, o să căutați Google Analytics URL Builder, o să găsiți un mic formular, o pagină de pe site-ul Google, în care vă pot ajuta să puneți acei parametri. Aici aveți exemplu acelui formular în care campaign source este de obicei de sursa de unde a venit, că discutăm de, nu știu, puteți să spuneți newsletter sau puteți să spuneți partner website sau orice lucru de genul ăsta. Campaign media înseamnă de unde vine, gen email, banner sau CPC înseamnă o campanie plătită. Și în campaign name putem să punem acel nume pe care dorim noi să-l promovăm. Să presupunem că noi facem o campanie de Giving Tuesday, o să putem pune la campaign name Giving Tuesday 2017, să spunem așa. La campaign source putem să trecem newsletter, să spunem. Și la campaign medium putem să trecem, nu știu, online, să spunem. Ce este important este că în momentul în care completăm acest formular și dăm trimite, vom primi același URL pe care îl avem în mod normal,
doar cu anumiți parametri puși în plus. Și link-ul ăla a trebuit să-l folosim în zonele în care vrem să trecuim acea sursă. De exemplu, dacă vrem să trimitem un newsletter și vrem să vedem câți oameni care vin dintr-un link pe care îl punem în newsletter ajung pe pagina de donații, în loc să punem link-ul normal de genul www.organizatie.ro/donează, vom pune întâi link-ul ăsta aici, vom pune la campaign source newsletter 2000 newsletter și la campaign engage newsletter 1 octombrie. Și în felul ăsta putem să vedem câți oameni au donat de pe link-ul respectiv. Toate campaniile apoi se pot vedea în aplicația de Google Analytics, astfel încât să putem să observăm câte vizite am avut de pe acea campanie. Dacă avem și o integrare mai avansată, putem să vedem și exact ce venit, ce donații au fost de pe acel link, câți oameni au donat, valoarea medie și rata de conversie, care înseamnă ce procent din numărul de oameni care au intrat pe site de pe acea campanie au și donat sau au și făcut o anumită acțiune pe care noi o urmărim. În felul acesta putem să vedem, putem să facem campanii, să zicem, o campanie ar putea să fie o campanie de newsletter, o campanie diferită poate să fie, să zicem, o serie de articole pe care le avem nu știu, de știri pe care reușim să le obținem în urma unui comunicat de presă, și putem să observăm, ok, care efort, care campanie a convertit mai bine în ce privește cel puțin donații sau în vizite sau în ce parametri ne interesează mai mult. Putem inclusiv în cadrul aceeași campanie, putem să punem cumva, să folosim și campaign term, ca să putem diferenția, adică să avem o singură campanie, de exemplu, pe Giving Tuesday, dar să folosim acest campaign term pentru a diferenția un pic zona de newsletter cu zona de articole în urma unui comunicat de presă, să spunem. Un alt lucru interesant pe care puteți să-l faceți, puteți să folosiți partea aceasta de campanie și URL Builder, inclusiv de exemplu, pentru semnătura din email. Dacă, de exemplu, aveți o campanie interesantă pe care o includeți în semnătura de la email, linkul din semnătura de la email, în loc să fie un link simplu către site-ul organizației, puteți să folosiți acest URL Builder ca să urmăriți dacă cineva dă click pe linkul acela din semnătură. Câți oameni au dat click? Dacă ei au intrat doar așa pe site, au intrat, văzut o pagină sau au petrecut acolo, dacă au și donat așa mai departe. Și asta este un instrument destul de important prin care puteți să urmăriți orice link, îl puneți undeva, puteți să folosiți acest URL Builder ca în loc să fie un link simplu către organizație, să fie un link care are mai mulți parametri pe care apoi să-i vedeți în Google Analytics, să vedeți cine, de unde a venit și ce au făcut pe site. Dacă, de exemplu, desfășurați o campanie de promovare pe Facebook, la fel, în loc să puneți link-ul în Facebook pur și simplu, puteți să folosiți link-uri cu parametri pentru Google Analytics ca să puteți să urmăriți inclusiv campania de acolo, să vedeți câți oameni care au dat click pe o campanie de Facebook au ajuns să doneze sau să facă subscribe la newsletter sau orice acțiune pe care vă doriți ca oamenii care intră pe site să o facă. În campaniile de la Facebook puteți să urmăriți și folosind un instrument de tracking de la Facebook, dar aia de obicei implică un pic de cunoștințe de cod pentru a implementa acel snippet de cod de la Facebook și să puteți urmări câți oameni au donat sau au făcut o anumită acțiune pe site. Dacă folosiți varianta aceasta cu Google Analytics, este un pic mai ușor de implementat. Un altă foarte faină din Google Analytics este secțiunea de goal sau de obiective din Google Analytics. În setarea contului puteți să vă stabiliți anumite obiective, anumite acțiuni pe care doriți ca oamenii, odată ajunși pe site, să le facă, care de obicei înseamnă parcurgerea unor pagini, să spunem așa. Vă doriți, să zicem, oamenii să intre pe o anumită pagină pe site, apoi să ajungă în pagina de donație și acolo să facă donația și apoi să
să fie redirectați către o pagină de confirmare, să spunem așa, donații. Asta este un flow pe care vă doriți să fie parcurs de către cei care ajung pe site. Puteți avea mai multe astfel de obiective. Un alt obiectiv ar putea să fie, să zicem, abonarea la newsletter. Și atunci pașii ar fi o pagină de pe site, apoi pagina în care el se poate abona la newsletter și apoi pagina finală de mulțumire, să spunem așa, sau de confirmare că s-a abonat la newsletter sau să descarce anumite resurse. Puteți să stabiliți oricâte astfel de obiective din site. Odată stabilit un astfel de obiectiv, puteți să urmăriți un pic ce se întâmplă cu oamenii din prisma acelui obiectiv. Aici este un exemplu de pe Galantom, unde este obiectivul de a dona și în care flow e o pagină din site, după care ajunge în pagina de fundraiser, unde poate vedea formularul de donație și apoi completează formularul, plătește la procesatorul de plăți și apoi ajunge în ultimul pas, care este cea în care știm că obiectivul a fost dus până la capăt, de donație confirmată. Și putem să vedem câți oameni au venit, de unde au venit cei mai mulți oameni și aici e destul de simplu de văzut că majoritatea donațiilor vin în urma unor postări de pe Facebook. 4.300 au ajuns în pagina în care completează efectiv formularul de donație și din aceștia 170 au și donat. Cifrele astea sunt iarăși extrem de utile pentru că în momentul în care știm cam care este rata de conversie, putem să ne facem un plan mai realist de ce eforturi trebuie să facem pentru a atrage anumite acțiuni. Dacă știm că vrem aproximativ 200 de donații, știm că noi trebuie să aducem undeva la 4.300 de oameni pe site pentru a atrage aproximativ 200 de donații, 170 de donații. Și în momentul în care avem o campanie nouă, știm cam ce obiective trebuie să ne setăm în materie de trafic, de a aduce oameni pe site. La fel, aici putem să vedem și care sunt sursele care au funcționat cel mai bine. Dacă, de exemplu, vedem că majoritatea oamenilor care au donat au venit din Facebook, înseamnă că e un canal în care sunt oamenii care sunt interesați de cauza noastră sau sunt interesați de obiectivul respectiv, de a dona sau de a descărca un anumit material. Dacă observăm că, nu știu, un site partener atrage mai mulți oameni într-un anumit obiectiv, e un semn că trebuie să lucrăm mai îndeaproape cu ei și să colaborăm mai mult pe zona aia pentru a atrage mai mulți oameni din același canal care funcționează mult mai bine. Pentru definirea unui astfel de obiectiv, lucrurile sunt destul de ușoare. Există un simplu formular în care obiectivele în general sunt legate de o pagină de destinație, o pagină de pe site în care ne dorim ca oamenii să ajungă. Fie că este, cum spuneam, pagina aceea de mulțumim după o donație sau pagina de confirmare a abonării la newsletter sau pagina, link-ul către un anumit material de pe site pe care oamenii trebuie să-l descarce. Apoi, noi la fiecare astfel de obiectiv putem să stabilim dacă are o valoare financiară, să spunem, dacă, nu știu, dorim să asociem o valoare în lei pentru că omul descarcă un anumit material sau că se abonează la newsletter, dar un lucru ce este extrem de util și important este zona de funnel sau pașii pe care omul trebuie să-i facă, să-i parcurgă pe site pentru a ajunge la acea pagină. În cazul procesului de donație, acest lucru ar fi, să spunem, afișarea paginii care este formularul de donații, să zicem asociația.ro/donează. Ar fi pasul, iar obiectivul ar fi să ajungă pe asociația.ro/mulțumim pentru donație, să spunem. Sau în cazul în care sunt pași mai, nu știu, un formular în doi pași sau lucruri de genul ăsta, putem avea mai mulți pași în acest formular. Motivul pentru care e important să setăm acești pași este pentru a putea să urmărim care este procesul și unde, să spunem așa, pierdem oameni pe drum, să spunem așa. Dacă, de exemplu, observăm că ajung 10.000 de oameni într-un anumit punct și doar 30 trec mai departe, e un semn că ceva se întâmplă pe pagina aia. Nu știu, poate e o eroare, poate nu se afișează cum trebuie pagina respectivă, poate butonul de a
face următorul pas, nu este foarte vizibil și trebuie să-l scoatem. Dar trebuie să testăm un pic lucrurile și să urmărim, să vedem dacă putem face ceva să îmbunătățim lucrurile, pentru că clar acolo e o piedică pentru care opresc oamenii să treacă mai departe. Un alt lucru foarte important pe care îl puteți face este să vă uitați în zona de care este conținutul cel mai vizitat de pe site, care sunt paginile pe care ajung oamenii după numărul de vizualizări, dar poate și mai important, care este zona de conținut pe care oamenii stau cel mai mult. În momentul în care știm astfel de informații, putem să creăm un conținut nou în aceeași temă, pentru că este clar că oamenii sunt interesați de zona aia de conținut și cumva, să zicem, poate ne văd ca pe un expert, să spunem, în zona respectivă și sunt interesați de a afla mai multe informații din partea noastră pe zona respectivă. Lucru care este foarte util pentru că odată ce atragem oamenii pe site-ul organizației, dincolo de faptul că ne ajută să ne creăm un pic, să zicem, brandul organizației, să creștem un pic zona aceasta, ne ajută că odată aduși pe site, îi putem converti în potențial donator sau voluntar sau susținător pe un anumit proiect și suntem văzuți ca și experți pe zona respectivă. Și ăla este un conținut care atrage cumva pe site-ul organizației. Iar un alt loc în care e din ce în ce mai important să ne uităm este zona de dispozitive. Aici avem chiar donațiile și sesiunile de utilizatori de pe Galantom și deși cred că se spune destul de des în ultima perioadă, aici poate e un lucru și mai important este că nu doar că lumea intră din ce în ce mai mult de pe mobil pe site-urile pe care le vizitează, dar și acțiunile pe care le fac, respectiv donațiile pe care le fac, sunt din ce în ce mai mult pe zona de mobil. În perioada analizată aici, sunt destul de aproape de zona de desktop, ca și număr de donații, ceea ce înseamnă că trebuie să aveți neapărat în vedere ca site-ul organizației să fie optimizat pentru mobil. Dacă mai mult de jumătate din trafic vine din zona de mobil, asta înseamnă că el trebuie să fie folosibil. Nu trebuie să fie neapărat să arate acum ca o aplicație nativă de mobil, dar trebuie să pot să navighezi, să poți să citesc informațiile de pe site. Dacă oamenii degeaba fac o campanie și promovez către folosind multe resurse, dacă mai mult de jumătate din oamenii care ajung pe site-ul meu nu pot să navigheze pe site, nu pot să citească niciun fel de informație de pe site pentru că nu este optimizat sau fac un efort destul de mare pentru, nu știu, a face zoom pe ecran ca să poată să citească o anumită informație sau să poată să navigheze într-o nouă pagină. Cam astea ar fi sfaturile pentru Google Analytics. Google Analytics este un instrument foarte complex și puteți face o mulțime de lucruri, puteți să vedeți o mulțime de cifre despre oamenii care vă vizitează site-ul. Puteți trage niște concluzii foarte interesante, de exemplu, la Galantom, analizând donațiile din anul trecut. Am putut să ne dăm seama, de exemplu, că există o diferență în procesul de donație între femei și bărbați, că femeile donează mult mai des, au un număr mai mare de donații pe tot anul, însă ca și sumă totală, bărbații au o sumă medie anuală mai mare decât femeile. Și sunt o mulțime de astfel de informațiile pe care le puteți trage. Iar pentru Google Analytics, cei de la Google au chiar și un Google Academy, să spunem așa, în care puteți urmări webinarii foarte faine și detaliate despre fiecare informație pe care o puteți obține folosind Google Analytics. Noi vă mulțumim mult pentru că ați urmărit, sperăm, toate cele patru webinarii.
și sperăm că v-am ajutat să vă lansați propria campanie de Giving Tuesday, care este foarte curând. Sperăm că pe 28 noiembrie veți avea o campanie de succes și veți obține sprijinul și ajutorul pe care încercați să-l obțineți. Vă mulțumim frumos și vă dorim o zi bună!